dimineața, să aveți o zi frumoasă. Sunt în continuare cu același păr slinos pe care l-ați văzut aseară, adică în ultimul daily vlog, dar reîncepem un nou daily vlog pentru că am chestii de făcut, vreau să vă arăt treburi, chestii socoteli, prin urmare, da, o să mergem să rezolvăm și treaba asta puțin mai încolo, că o să vedeți că vreau să fac ceva cu părul meu. Și mi-am făcut unghiile în dimineața asta. Îmi place tare mult cum i-au ieșit. Este un lac de unghii. Unde ești lac de unghii? De la Sensa Pro numărul 83. Așa. Și este un roz cu ușoare tente de movuliu, așa, dar foarte, foarte pal. Și e un nude perfect pentru mine ăsta. Și v-am zis că astăzi am nevoie de niște unghii foarte neutre, pentru că am mai multe poze de făcut și pentru produse și pentru vlogmas și da, vreau să am unghii neutre, mai ales pentru produse, când fac poze cu produse sau când fac niște poze din astea așa mai speciale, vreau să am unghiile neutre ca să nu atrag atenția. Am eu piticii mei pe creier, dar da, dimineața asta m-am trezit destul de ok, este un 1 decembrie absolut fabulos, cu un soare, a trebuit să trag draperia ca să... trag mai bine. Așa, aici e draperia trasă pentru că bate soarele. Țin minte că anul trecut pe 1 decembrie ninja și era o zăpadă din aia umedă, așa plină de apă și spuneam eu vecină mii, cu care by the way am vorbit în dimineața asta, îi spuneam de zăpadă udă și a început să râdă de mine. Cum adică zăpadă udă? Așa, și ne-am amuzat copios pe seama faptului că am zis eu zăpadă udă. După care am înțeles și eu conceptul de zăpadă udă și acum am adus aminte azi dimineață de zăpadă udă și râdeam de treaba asta, dar da, e un 1 decembrie total diferit de cel de anul trecut. Anul trecut ninja, a fost frumos așa, mă rog, după, până s-a flioșcăit toată zăpada aia, dar anul ăsta văd că este de toamnă. Să sperăm că am scăpat de noiembrie ăla ploiosul, că noiembrie, din punctul meu de vedere, și scriptic și faptic, cred că este cea mai urâtă lună din an. Alături de ianuarie, cred că sunt cele mai urâte și mai insipide luni din an, noiembrie și ianuarie. Ianuarie, pentru că ianuarie vine întotdeauna după sărbători, după agitația aia, după hai să facem, hai să dregem, hai să... Așa? Și ianuarie e... și noiembrie este foarte urât din punct de vedere meteorologic. Adică, cred că anul trecut am avut un noiembrie mai drăguț, dar în rest... Nu. Se pare că începutul ăsta de iarnă este destul de interesant, adică o să fie mai degrabă o toamnă. Pe mine nu mă supără, dacă mă întrebați pe mine, eu sunt perfect ok cu treaba asta. Dar da, până acum toate bune și frumoase, m-am trezit, copiii mei sunt la datorie, m-am certat cu Udi pentru că se agață de plasele de afară și mi-am dat seama că singura soluție este să le scot, se agață de plasele de țânțari. Plasea să fie Spider-Man, așa, și să cațe repede, așa. Problema pe care am avut-o și cu Jiminy și cu Miții, pe care i-am dezvățat foarte repede, dar Mademoiselle, care în spatele meu aici e făcută covric pe covor și doarme, Mademoiselle nu vrea, nu vrea să se dezvețe, prin urmare mă văd nevoită să scot astăzi plasele pentru că le rupe, efectiv o să le rupă și... N-ar fi neapărat o problemă că le rupe, ci problema este că nu știu de unde naiba să le înlocuiesc. Că i-am întrebat pe ăștia care au venit să-mi pună geamurile dacă au plase și au zis că ar avea, dar e complicată, nu știu ce. Ok. Deci nu vreau să intru în treaba aia. Bun, mi-am băut cafeaua, m-am trezit bine, după cum vedeți, mi-am dat drumul la Logore. Nu știu de ce bat în masă, că îmi bănuiesc că pentru voi este foarte enervat. Dar motivul principal pentru care mă prezint în fața voastră cu această slinoșenie de păr, înainte de a mă duce să mă aranjez, este că am un colet. Să vă explic. Stați să iau coletul și după aia vă explic. Avem aici un mystery box care vine de la Infinity și treaba a fost în felul următor. Că Sabinuța, Sabinelul nostru, Sabina Rusescu, a dat soară în țară, că știți, este un mystery box la Infinity, la un magazin. E un magazin din ăsta tip Jisky Ikea sau ceva de genul ăsta. Sau, cum, de fapt nu, e ca, în stilul Vivre, din ce am văzut eu. Cu tot felul din astea de casă, de așa. Și da, Sabinuța zice, este un mystery box la ăștia și e gratuit. Oh, bine. I-a dat sfoară în țară, a ajuns la Denisa, Denisa mea,
Care Denisa mea zice, Nico, nu ți-ai și tu că ar fi fan să pui în vlog? Și eu zic, bă, da, nu-mi iau eu. Și-au luat toate fetele. Și-a luat și Eugenia. Georgiana, am înțeles că l-a returnat, că până la urmă i-a fost frică de ce o să primească. Și Sabina l-a desfăcut. Știu ce a primit Sabina. Dacă aș primi și eu ce a primit Sabina, aș fi foarte fericită. Și vă zic imediat de ce. Nu știu ce este aici, nu scrie nimic. Păi el, habar n-am, este nedesfăcut după cum vedeți, pentru că am vrut să desfacem mystery box-ul ăsta împreună. Ca și greutate, are 3 grame. Deci nu mă aștept să fie ce are Sabina, pentru că ce a avut Sabina trebuia să fie mai greu. Și zic să pătrundem în problemă și să vedem ce avem în acest mystery box. Că am vrut să-l desfac cu voi, nu de alta. Stați că mă chinui să văd cum găsesc o modalitate de a intra în problema asta numită box. Te rog frumos să nu-mi strici unghiile, că abia mi le-am făcut, zic. Așa. Am vrut eu să fie așa un clip mai fun și să deschidem acest mystery box împreună. Văd un balon în primul rând, ceea ce justifică greutatea acestui colet, care pare să fie... Cred că au șosete. Cam așa arată interiorul. Deci, avem un balon și ci că ăsta ar fi la toată lumea. Așa. După care, asta zic eu că e șosetă, nu știu ce e. Ca să vedem ce este. Bună, că n-am bentiță să-mi pun seara pe cap când mă demachiez. E bună. Nu prea plac mie chestiile astea cu floricele, dar e bună. Mergi, mergi. Eu n-am plătit decât transportul, ca să știți. A, mai avem un balon aici. Yay! Așa. Și mai avem aici ceva care se numește... A, mai avem un dezinfectant pentru mâini, că n-avem destul. Așa, și aici este o pungă cu ceva în el. Oh, nu cred. Deci nu cred. Stați că nu vreți să știți ce este pe fundul cutiei. Stați. Aici este ceva. Ce simpatic e! Uitați, nu știu dacă îl vedeți. Îl vedeți? Este un cățeluș. Este, stați așa ca să vă explic mai bine ce este. Un din asta de se pune în cap la creion. Yes! Am 5 ani! Iuhu! Ce mă bucur. Și pe fundul cutiei mai există o altă cutie care are... Nu știu dacă vedeți voi ceva acolo. Deci, ca să înțelegeți... Fabulos! Mi se pare fabulos, chica. Hips trainer. Vai de capul meu. Cât de tare e asta. Oh, Doamne. Ia să vedem. Să fac și o probă. Da, deci bănuiesc că se lipesc astea de problemă. Și aici există o telecomandă, care din ce văd eu din poză ar trebui să vină pe banda asta, ar trebui să se lipească aici undeva, da, are niște capse, așa, așa, și se pune și ar trebui să-ți maseze partea dorsală. Foarte tare! Cât de haios! Da, mie mi se pare foarte tare boxul ăsta, deci da, nu-mi pare rău că l-am comandat. Așa, chiar nu-mi pare rău, e foarte simpatic. Da. Și ce mai am aici? Mai am o carte de vizită sau ceva? Nu, un card din ăsta. Avem o infinitate de variante de a fi mai bun. Noi am decis să le punem în aplicare. Bravo! Ok, da, mi se pare foarte tare. O să încerc asta, bineînțeles că nu pe cameră, totuși. Nu trecem la genul ăla de conținut, deși știu că unii și-ar dori. Hai să vedem. Da, trebuie să-i pun baterii, ceea ce nu am în momentul de față.
Da, deci cutiile sunt random, adică există produse random în ele, nu au toate aceleași produse, pentru că Sabina, ca să vă zic acum și ce a primit Sabina a primit un set de cuțite cu tot cu suport, adică nu știu câte cuțite erau în setul ăla, că n-am văzut exact, n-am stat să număr în poză. Dar a primit un set de cuțite care avea și foarfecă și m-aș fi bucurat să primesc și eu, pentru că unul, nu mai am foarfecă la bucătărie și doi, mi s-a rupt cuțitul ăla mare cu care tăiam eu și mi-e foarte greu, trebuie să mă duc să-mi cumpăr neapărat un cuțit, că mor, efectiv simt că mor fără cuțitul meu. Și da. N-am bubuit prea tare. Da, asta îmi plăcea mie să fac cu baloane când eram mică. Să le chinui așa. Deci avem per total, grosul era hips trainerul ăsta, dezinfectant de mâini, care oricum e binevenit întotdeauna, cuțelul și bendița. Eu sunt foarte încântată de ce am primit în mystery box-ul meu. Mi se pare foarte haios. E un mod foarte bun de a începe ziua. Acum chiar vreau, aș fi tentată să încerc chestia asta. Dar am senzația că e cam mare pentru hipsurile mele, e cam mare ăsta. I don't know what to say, maybe, but we shall see. O să îl testez și vă spun dacă funcționează. Când o să-i cumpăr baterii, că momentan n-am nicio bacterie în casă. N-am nicio bacterie pe care să o folosesc, fiindcă mai am nevoie la LED-urile alea de bacterii și nu. Da, cu siguranță la mine nu o să ajungă așa, pentru că, pardon, așa, hipsurile mele sunt mult mai micuțe. Păi și alții. Acum trebuie să le zic fetelor ce am primit, pentru că mi se pare foarte fan. Mi se pare foarte fan. O să râde de o să leșine. Așa. Ia să vedem dacă ăsta are. E alcool, basically. E bine. A, are și mie ceva miros. Dar, în principiu, e mai mult alcool. Ok, cam asta fusese și cu mystery box-ul meu. Acum mă duc să-mi rezolv treaba cu peruca. Să ne apucăm de poze, că avem multe poze de făcut astăzi. See you later, alligator! Cam așa e și nu știu cât îl vedeți, o să vi-l arăt eu mai de aproape. Dar vreau să vă prezint această ceva și anume omleta mea. Stați că trebuie să iau o gură că nu mai pot de poftă. Delicious. Și să vă explic cum se face cea mai bună omletă din lume, pe care numai eu știu să o fac. Dar vă spun și vouă, așa doar pentru că vă iubesc. Tocați o ceapă, așa, julienne. Luați și un ardei dacă vă place, dacă aveți și din astea, cum le zice, ciuperci bine, dacă nu merge și fără ciuperci, le căliți puțin în tigaie, dar numai așa până se începe de ceapa să fie puțin trajus lugidă, nu mult, numai un pic până vedeți că se moaie ceapa. Când vedeți că se moaie ceapa, puteți să puneți bacon, puteți să puneți, nu știu, eu am pus astăzi, spre exemplu, niște piept de pui, că mi-a rămas de ieri niște piept de pui, stați că mă strigă copilul, na. Ți-am pus pește, fraiere. Ți-am pus pește. De ce te cerți cu mine? Trebuie să-i dau din mâncarea mea, normal. Pentru că așa a fost învățat. Da, deci
Acolo puneți, eu am pus piept de pui, că mi-a rămas de ieri niște piept de pui. L-am pus să se încălzească, l-am tăiat așa feli-feli și l-am pus doar așa să se încălzească. Și peste am pus două ouă și le-am spart acolo, fix peste astea. Dar cheia pentru această omletă sunt condimentele. Să puneți condimente, adică ce vă place. Dacă vă place, nu știu, eu am pus curry, că îmi place mult curry, boia, piper, sare, să condimentați bine și să vedeți ce omletă delicioasă iese. Deci este absolut divină. Ea e un pic mai găbejită, așa, din cauza curry-ului, dar este foarte, foarte, foarte bună. Drept dovadă că Jiminy se ceartă cu mine să-i dau și lui, trebuie să o împart cu el. Într-o zi când am făcut, am mâncat jumătate din omleta mea. Deși era mâncat, adică ăsta este un motan mâncat, credeți-mă pe cuvânt, că mănâncă, nu-l las nemâncat, mănâncă mai mult ca mine. Dar cu toate astea mi-am mâncat jumătate de omletă. Și cea mai bună variantă pentru mine, dar n-am avut acum, sunt lipile. Luați omleta asta și o puneți într-o lipie. Mamă, deci este senzațională. Dar merge și fără lipie. So. Întrerupem alergatul de nebună pe aici prin casă. Pentru un mini haul de la Profi și asta pentru că am fost mai devreme la Profi, s-a întunecat între timp, era lumină când am plecat, când m-am întors nu mai era, și asta pentru că mi-am adus aminte că mâine este ziua vecinămii, a babii, și e ziua ei de naștere și știu că ea n-are treabă nici cu zile de naștere, nici cu petreceri, nici cu chestii de astea, n-a mai ales la vârsta ei, nu-i mai trebuie nimic, dar am zis să iau ceva și m-am dus până la magazin, că n-am apucat până acum să iau nimic și m-am dus la magazin să văd dacă iau, dacă găsesc ceva. Și ce credeți că i-am luat eu să-i duc cadou? Pentru că de regulă îi duc bomboane. Câteodată le mănâncă ea, câteodată nu le mănâncă ea, dar le mai dă la alții, mai de la copii. Când se duce la biserică, de la copii bomboane și mă gândeam să iau tot așa bomboane sau să văd ce-i găsesc. Și câteodată la mine la Profi mai aduc și flori, ceea ce speram să se întâmple și acum, dar n-au adus. Erau niște crenguțe de brad băgate într-o chestie cu niște moșulețe așa. Era 13 lei o chestie de aia și mi se părea, zic, dacă ar fi fost un brăduț, era altceva. Așa că am zis că iau o cutie din asta de biscuiți. Mi s-a părut mai practică cutia asta de biscuiți. Așa. Și pe lângă asta mi-am luat și mie una. Asta are om de zăpadă. Sunt biscuiți din aceea, știți voi, belgieni, elvețieni, nici nu știu de care. Cred că elvețien sau belgien. Scria pe undeva pe ei. Știți, din aia bun, 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 cunt. Aia super delicioși. Și am luat două cutii din astea. Și ce credeți că am găsit eu la Profi la mine? Ceva ce n-am văzut nici la Carrefour, cel puțin de când n-am mai fost la Carrefour, e posibil s-a părut. Și anume, Cheetos! Cheetos, eu îi aștept pe ăia Flaming Hot, că pe ăia vreau să-i gust. Dar în seara asta testăm Cheetos, pentru că am găsit chiar două feluri de Cheetos. Cheetos cu cașcaval, care bănuiesc că sunt niște pufuleți clasici. Și Cheetos ăștia alți, care sunt tot niște pufuleți, dar nu știu cu ce Dumnezeu sunt ăștia. Dar testăm, că n-am mâncat niciodată n-am mâncat Cheetos. Am luat și un Doritos, ca să fie treaba oablă, dacă tot sunt așa. Și am luat și o din asta, de brânză, un de asta. Puteam să-l fac și eu, știu că puteam să-l fac și eu, dar am zis să... Așa, și acum hai să testăm le Cheetos cu cașcaval. Începem cu ăștia cu cașcaval. Da. Puțiți, promițător, pufuleții împuțiți sunt întotdeauna buni. Cam așa arată, pentru cine nu știe cum arată Cheetos-ul, ca mine. Da. N-au exact ca același gust ca lotul ăla cu cașcaval, doar că e puțin mai pronunțat. Parcă ăștia au gust de cedar. E gustul mai pronunțat de cedar. Bun. Până aici, bun. Și-a căzut. Și apoi, da, mulțumesc, merge. Ăștia sunt mai promițători. Ăștia sunt din aia așa rondele. Ăștia ar trebui să fie cu ce, mă? Crunchos. Ok, ăștia sunt Cheetos Crunchos.
Tot niște pufulețe. Ăștia, gustul este și mai pronunțat decât cheddar și sunt tari pe exterior, chiar sunt foarte tari. Cred că de aia și zice crunchos. Bun, da. Yes. Îmi plac, plac mult de tot. Bun. Acum o să reiau treaba pe care o am eu de făcut în momentul de față. Am făcut câteva de serii de poze. Am trebuie să repet alte serii de poze, că n-au ieșit. Oh, nu, mă disperă, deci nu știu. Nu știu de ce. Am o pasă din asta. Ori nu am inspirație, ori nu știu ce naiba se întâmplă. Am un bol de supă aici pe care vreau să-l mănânc până una alta. Vreau să vă răspund la comentarii, pentru că mi-ați lăsat o grămadă de comentarii superbe la primul daily vlog și, by the way, cu ocazia asta vă și mulțumesc. Nu e primul daily vlog, la primul clip, ocazia întâi, la primul episod din Vlogmas. Cu ocazia asta vă și mulțumesc că n-am apucat. Deci eu am tot filmat, dar ăsta e primul clip pe care l-am pus astăzi și vă mulțumesc mult de tot pentru mesajele frumoase pe care mi le-ați dat și mă bucur din suflet că v-a plăcut atât clipul cum l-am editat, că v-a plăcut și tag-ul și mă bucur că ați fost acolo lângă mine și că sunteți lângă mine și să sperăm că o să rămâneți lângă mine în cursul întregului vlogmas. Bun, vă las acum că chiar am treabă, dar vorbim mai târziu și vă mai pun la curent. Faceți. Hai că m-am demachiat și eu și mă gândeam acum dacă tot m-am demachiat să vă arăt cu ce m-am demachiat și ce produs am folosit în seara asta ca să vă mai pun așa la curent, că nu v-am mai arătat de mult și asta fiind o seară din aia în care iarăși n-am chef, adică nu mi-arde. So, prin urmare și așa, deci avem aici... Mi-au rămas produsele. Testez acum demachiantul ăsta solid de la The Body Shop. Dacă am avea și focus pe el, ar fi minunat. I have mixed feelings cu ăsta. După care am folosit cleanserul ăsta de la Kiehl's, care este foarte bun. Ăsta cu un neșmă. Cu... din asta, calendula, cu galbenele. Doar că singura lui mare problemă este porcăria asta de aici, că este foarte scurtă și nu-mi place cum aruncă produs din tub. Și după aceea am folosit, stați că nu am pus la loc, am zis că las aici, după aceea am folosit niacinamide de la Revox. Nu de alta, dar stau cam prost la capitolul serului în perioada asta, trebuie să refac stocuri. Și bineînțeles că în fiecare seară Sfânta Gerovital, Sfânta cremă de la Gerovital, eu ador pasta, este, v-am zis de atâtea ori, preferata mea și mai am și din asta foarte, foarte puțin. O să trebuiască să merg să o cumpăr și pe asta, că în curând voi rămâne fără. Da, în rest n-am folosit nimic din astea, nimic din alte chestii, pentru că, așa cum ziceam, nu prea arde și am vrut doar să mă demachez repede și să-mi curăț tenul cât de cât și să termin cu capitolul ăsta. Și acum să mergem în dormitor. Uf, și
așa, și ne-am pus și în pat. Da, și am venit și în dormitor pentru că mi-e cam somn. Trebuie să recunosc, e destul de târziu, iarăși e 11 noaptea. M-am uitat la A Boy Named Christmas, parcă se numește filmul. Acum până să... Stați, cred că mi-am dat cu prea multă cremă și mi-a intrat în ochi. Și îmi lăcrimează, gata. Așa, m-am uitat la filmul ăla, dar o să vă spun părerea mea într-un daily dedicat exclusiv filmelor de Crăciun. O să vedeți, o să povestim mai multe. Da, am făcut destul de multe în seara asta. A fost o zi destul de plină de evenimente, în ciuda faptului că nu știu cât am reușit să transpun aici la voi. Dar, da, părul, nu știu cum, dacă îl vedeți, nu v-am arătat că nu mai aveam lumină să vi-l arăt. Pe lumină n-am apucat să vi-l arăt și acum pe seară n-am mai avut lumină. Dar o să-l vedeți în următorul daily vlog. Mie îmi place cum a ieșit, mi se pare că a ieșit așa, tot așa, ceva mai deschis. Am lăsat de colorat puțin mai mult de data asta, l-am lăsat vreo 15 minute. Data trecută cred că l-am lăsat 5 minute. Am lăsat vreo 15 minute și ca să iasă deschis de tot, cred că trebuia să mai las vreo jumătate de oră. Că acolo scrie între 15 și 45 de minute, scrie pe prospect. Dar eu, având firul de păr subțire, am zis să nu-l supăr prea tare și de-aia în prima dată cred că l-am lăsat 5 minute după ce l-am terminat de pus în păr și acum l-am lăsat, hai să zic, vreo 20 de minute cu totul. Da, am și un obosit aici, avem un băiat obosit, că l-am muncit mult. L-am muncit mult, mă, nu știți voi, mai, nu știți voi că... El muncit, băiatul, a muncit, este obosit. Așa, și ce mai fi de update? Cam atâta pe seara asta. Ce copănel? Așa. Cam asta ar fi. Arăt foarte așa, foarte... ciudat cu părul așa. Dar, da, cam asta ar fi update-ul pe seara asta. E că vreo 11 vreau să dorm. Și eventual mai vorbim. Mâine? Mă rog, mâine la mine însemnând mâine, la voi însemnând în următorul daily vlog. Așa. Avem și mâine o grămadă de treabă. Vă pup și ne vedem în următorul daily. Ciao!